Vă salut și bine v-am găsit. O să înceapă sezonul, se apropie. Astăzi voi tăia pomii care i-am plantat astă toamnă. Am să-i las pe toți ăștia care i-am plantat în toamnă. Am să-i las fără lider central. Deci aici, de aici o să-i tai. O să-i las cu câte 3, 4 sau chiar 5 șarpante. Am să văd cum o să-i tai. Nu mă pricep foarte, foarte, foarte bine la tăiat. Dar așa cum mă pricep, așa am să o fac. Cu ocazia asta veți vedea și cum îi tai. Și dacă este necesar să-mi dați un sfat sau să-mi spuneți cum să-i tai. Eu acum am să-i tai așa mai pe nepricepute, cum s-ar spune. Ideea este că vreau să-i las fără lider central. Deci liderul central să dispară. Și să vedem câte șarpante am să-i las. Asta toamnă când i-am plantat, le-am legat aceste ațe pentru a le face o coroană cât mai frumoasă, cum vedeți. Dacă nu le puneam, craca asta tinde să plece pe lângă pom, așa, în sus. Și cu asta au plecat destul de frumos. Și acum, după tăiere, probabil o să le mai las. Asta este un măr care l-am aici. Am plantat mai mulți pomi fructiferi. Cam așa arată pomii toți care i-am plantat în toamna asta. Mica mea livadă este până în spate încolo. Aici am o plantație de pruni. Este al cincelea an de când i-am plantați. Așa arată ei. La fel aici, în partea cealaltă, mai am niște pomi puși acum. Am pus numai pruni, dar nu s-au prins toți. Dar ăsta, primul rând, sunt toți prinși, au 5 ani. Pe ăștia nu o să-i tund astăzi. O să le vină rândul și lor mai târziu. Thank you.
nucul ăsta, nici nu știu cum să-l tai și ce să-i las, pentru că a crescut foarte deformat. Cum v-am spus, este prima sau a doua tăiere pe care o fac la ei. Nu prea mă pricep așa de bine să-i tai. Este crescut destul de deformat. Cred că o să-l las așa. Ăla nu costa să-mi spuneți cum să-l mai fac, cum să-l tai. I-am tăiat doar mijlocul și probabil așa o să-l fac sau mai tai din el, nu știu. Aici am întâmpinat o problemă. Să mai tai din el. Asta deja e. Asta aici o să las așa. Momentan o să-l las așa, dacă este mai tai din el și poate mai și spuneți ce să las și ce nu. Aici am un păr, ăsta n-are nicio ramură, dar am să-l tai eu de aici și o să-i las, o să mă uit la mugurii pe care îi are. Să-i las din mugur ca să-și formeze o ramură. O să-l tai așa de aici. Eventual, dacă o să fie nevoie, o să-l mai scurtez. Deocamdată îl las atât. Aici avem un măr, Florina. Asta este crescut destul de frumos. Îmi place cum a crescut. Am să-l las fără lider central. O să-i tai liderul central. Așa. Și o să-i las 5 șarpante. Să vedem cum o să meargă. Asta este un măr Ionatan. O să-l las și pe el tot așa. Deci toți pomii care i-am pus în tăvna asta o să-l las fără lider central. Aici mai am încă 3 pomișori pe lângă smeură.
O să încerc să vedem cum o să-i tai și pe ei, cât de bine îi voi tăia. Ăsta mic l-am tăiat așa, nu știu dacă o să fie bine, dacă nu, cel puțin fac acum experimente și învăț cum să-i tai. Am terminat cu tăierea pomilor. Le-am lăsat la fiecare câte 4-5 arpante să am de unde alege dacă mă răzgândesc să mai fac vreo modificare. Ațele astea legate o să le mai las să-și formeze coroana cât mai bine. Cam așa arată acum ei fără lider central. Și cu câte 4 șarpante. Acesta este un cireș Mahaleb. Portaltoiul este Mahaleb. Ia să vedem ce mai scrie. Cam atât. Din România. Și așa mai departe. Deci cam așa arată toți. Doar nucul ăsta. Nu știu cum să-i mai fac, cum să-l mai tai. De aceea vă rog să-mi spuneți. I-aș tăia direct liderul ăsta central de aici și l-aș lăsa fără, dar mie că-l lasă prea puține, doar 2 șarpante, nu știu nicio ce să zic. Cine se uite, vă rog să-mi spuneți. Și cam așa arată pomii tunși, tăiați, fără lider central. Îmi plac mai mult așa. I-am tăiat și pe ăștia mici. Ăștia sunt plantați în urmă de tot. Când deja scăzuse temperaturile, nu mă așteptam să se mai prindă.
Era cam minus 2 grade când afară când i-am plantat. Văd că au mers bine, s-au prins. Chiar și ăsta mic de aici. Și el s-a prins. Nu mă așteptam să se mai prindă. Cam atât cu tăierea pomilor. Am terminat. Aștept un comentariu de la dumneavoastră cu un sfat sau și o părere. Sper că i-am făcut destul de bine. M-am uitat și la moguri să în momentul când i-am tăiat să aibă mugure așa aici pentru a merge craca iarăși în sus. Totdeauna i-am tăiat de sub muguri ăștia. Acum să vedem rezultatul și la primăvară. Porunii deocamdată nu-i tai. O să-i mai las puțin, dar o să revină și lor rândul. Asta este mica mea livadă. Până la următorul clip, vă salut și vă doresc vizionare plăcută.